Mai mult ca atât, vreau să comunic că constatăm și foarte surprins am fost atunci când un anterior blogger, acum un ministru al economiei, s-a expus asupra situații precare a drumurilor din Chișinău, datorită apariției acelor situații de avarie. Am constatat faptul, coborând la nivelul asfaltului, a depistat acele găuri care s-au format, dar ele sunt formate în rezultatul insuficienței finanțării domeniului de drumuri și în contextul celor expuse dumneavoastră, domn primar, dacă ar fi fost alocați mijloacele bănești necesare pentru întreținerea fondului rutier municipal, atunci din bugetul de stat ar fi fost necesar de a fi alocați aproximativ 700-800 de milioane de lei pentru întreținerea curentă a drumurilor din municipiul Chișinău. În condițiile date ar fi fost suficient de a interveni așa ca ulterior să nu mai apară aceste neconformități sau situații de avarie, dar în efortul depus și inclusiv alocarea mijloacelor municipale pentru întreținerea drumurilor, vreau să comunic că și la ora actuală suntem pregătiți pentru a interveni. Urmează în timpul care o vom avea pentru posibilitatea de a interveni cu asfalt rece, vom interveni ca să lichidăm aceste situații de avarie cu forțele întreprinderii municipale ex-drupo. Aici mă refer la drumurile cu prioritate, în special drumurile pe care se deplasează transportul public municipal, inclusiv drumurile secundare care de asemenea deservesc transportul public, asigurând deplasarea călătorilor pe teritoriul orașului Chișinău și a municipiului, inclusiv și a municipiului. Din motivul dat, vreau să comunic că săptămâna precedentă chiar au fost executate lucrări de lichidare a situațiilor de avarie, dar să nu uităm faptul că aceste situații de ploi și precipitații au continuat. În condițiile date, aplicarea asfaltului rece a fost testată, urmând în zilele ce urmează, în cazul în care vom avea timp favorabil, vom interveni cu prioritate pe lichidarea situației de avarie de pe drumurile publice. În săptămâna precedentă avem peste 180 de metri pătrați de gropi sau de zone afectate de drumuri care au fost plombate cu beton asfaltic rece. Urmează săptămâna ce urmează a fi întreprinse acțiuni și având timp favorabil, vom extinde aceste lucrări pe o suprafețe și inclusiv zone mult mai extinse pentru a acoperi și a lichida aceste situații de avarii de pe zona drumurilor din orașul Chișinău și zona suburbiilor. În condițiile date suntem pregătiți cu beton asfaltic rece, având suficiente rezerve în cadrul întreprinderii municipale pentru a acoperi sau a dezvolta aceste măsuri și a combate avariile pe drumurile din oraș.